Incendiile de vegetație par să nu mai contenească în Portugalia. Elicoptere militare, dar și avioane luptă de mai bine de 48 de ore cu un focar ce amenință și capitala Lisabona. Flăcările avansează cu repeziciune, fiind alimentate de temperaturile toride, dar și vântul care suflă cu putere. Portugalia se află în stare de alertă de mai bine de o lună. Incendiile de pădure fac prăpăd în centrul țării, iar mai multe orașe, printre care și capitala Lisabona, sunt amenințate de flăcări. Neputincioși în fața urgiei, unii oameni privesc cum locuințele le sunt cuprinse de focul mistuitor. Îngroziți, localnicii spun că nu au mai văzut așa ceva. Já tivemos aqui vários fogos, mas este agora pronto, a gente vai esquecendo, este agora está-nos agora à frente dos olhos, está-nos a fazer muito mal, muito mal. Autoritățile estimează că în acest an incendiile au distrus peste 140.000 de hectare de pădure, acestea fiind cele mai puternice din istoria Portugaliei.